Știința a dovedit că timpul este relativ. Cu toții îi experimentăm pasajele constante în mod diferit și totuși cu toții ne lovim de același fenomen atunci când îmbătrânim, și anume că timpul pare să accelereze. De aceea, astăzi vom răspunde întrebării de ce timpul trece mai repede odată cu înaintarea în vârstă. Este o experiență comună pentru toate ființele umane pe măsură ce înaintează în vârstă. Timpul pare să treacă din ce în ce mai repede. În timp ce odată pe an, pe lună sau chiar pe săptămână părea să dureze pentru totdeauna, generațiile mai în vârstă au relatat în mai multe rânduri că aceleași perioade de timp par să se scurgă într-o clipă. Este o situație curioasă unde cei tineri care au mai mult timp la dispoziție simt de parcă timpul se întinde la nesfârșit, însă cei mai în vârstă care au mai puțin timp la dispoziție simt că lucrurile o iau la goană fără nicio justificare. Pentru unii, acest fenomen este nimic mai mult decât simpla nostalgie. La urma urmei, mulți oameni văd doar lucrurile pozitive care s-au întâmplat în trecut, deci de ce nu ar fi la fel și pentru trecerea timpului în sine? Într-o oarecare măsură, argumentul despre nostalgia trecerii timpului este adevărat. Totuși, de asemenea, sunt unele explicații științifice în această ecuație. Un exemplu este principiul proporționalității, ceea ce sună destul de complex, dar care de fapt este un concept destul de simplu. Când suntem tineri, modul în care experimentăm timpul este comparativ mai scurt decât atunci când suntem mai în vârstă. De exemplu, un copil de 5 ani, care desigur a fost în viață de doar 5 ani, apreciază în mod natural fiecare dintre acești ani ca și cum ar fi o perioadă mai lungă decât cineva care are 60 de ani, pentru că doar atât a trăit. Pentru un copil de 5 ani, un an reprezintă 20% din totalul vieții sale până în acel moment, în schimb, pentru cel de 60 de ani, este mai puțin de 2%. Prin urmare, pe măsură ce îmbătrânim, măsura timpului pare mult mai mică, fiindcă pur și simplu am trăit mai mult și totodată am experimentat mai mult, mai multe săptămâni, luni, ani și așa mai departe. În teorie, se întâmplă același lucru cu fiecare sarcină pe care nu o asumăm, ceea ce poate explica de ce o vacanță de 2 săptămâni pare să treacă extrem de repede pentru adulți, dar poate fi resimțită de copii ca o perioadă fără sfârșit cu posibilități nelimitate. Adulții au avut suficiente vacanțe și știu că aceasta nu durează veșnic. Aplicând aceeași idee pentru a fi în viață, vom înțelege de ce timpul zboară pentru persoanele care se află la vârsta a treia. În afară de principiul proporționalității, totuși există mai multe abordări psihologice care sunt înrădăcinate în biologie și știință în general pentru a explica acest aspect particular al îmbătrânirii. Rata metabolică a unui copil se mișcă cu un ritm mult mai rapid decât cea a unui adult. Acest lucru înseamnă că metabolismul său, adică diverse procese chimice care se petrec în interiorul corpului, se desfășoară cu viteză mare. De exemplu, inima unui copil bate mai rapid, iar un copil respiră mai des, dar aceste diferențe simple pot schimba dramatic modul în care experimentăm viața. Dintr-o perspectivă biologică, bătăile inimii și numărul de respirații ne ajută să determinăm cât timp a trecut, deci creșterea proceselor fundamentale precum acestea pot schimba modul în care este apreciat timpul pentru unele persoane. Un copil experimentează efectiv mai mult timp într-o perioadă mai scurtă decât o persoană mai în vârstă. Nu este ceva ce se limitează doar la oamenii tineri. Potrivit unui studiu din 2013 efectuat de Colegiul Trinity din Dublin, animalele mai mici din alte specii par să experimenteze cum timpul se scurge mai lent din același motiv. În afară de teorii și principii, ce putem învăța de la organul pe care îl folosim pentru a procesa cum experimentăm timpul, adică creierul? La fel ca restul corpului nostru, creierul este încă în proces de dezvoltare atunci când suntem tineri. Cu toate că a fost descoperit că informațiile sunt procesate într-un ritm mai rapid de copii decât de adulți, se crede de asemenea că excesul de date, această abundență de procese în plus atribuite creierului, poate face ca timpul să se scurgă mult mai încet, cel puțin atunci când ne amintim de acele momente.
În multe feluri, creierul unui copil are mai multe lucruri de făcut. Deci, atunci când, ca adulți, încercăm să ne reamintim de perioada când am fost copii, se simte de parcă copilăria ar fi durat o veșnicie comparativ cu perceperea timpului în prezent ca adult. În plus, deoarece creierul în dezvoltare al unui copil este efectiv neterminat, poate dura ceva timp înainte să ne dăm seama în mod corect cât timp a trecut. La urma urmei, copiii trebuie să învețe pentru început cum să spună ora sau să citească ceasul. Deci, până când reușesc asta, ei pot percepe trecerea timpului într-un mod diferit. Un alt motiv pentru care, în special pentru copii, pare să treacă mai încet. Senzația accelerării timpului poate fi influențată în vremurile noastre și de tehnologie. Potrivit unui studiu efectuat în 2015 de către Aoife McLaughlin, în cadrul Universității James Cook din Australia, folosirea frecventă a tehnologiei, cum ar fi smartphone-urile, ne poate da senzația că timpul trece mai rapid, pur și simplu ca efect secundar al tehnologiei inteligente care ne permite să facem totul într-un ritm mai rapid și mai eficient. Desigur, acest lucru a fost dezvoltat recent, dar este posibil ca ceasurile interne ale oamenilor din prezent să perceapă într-un alt mod cât de rapid îndeplinim unele sarcini și, în consecință, măsoară trecerea timpului diferit. Și, în timp ce tehnologia inteligentă este din ce în ce mai folosită de către copii, orice legătură cu telefoane, tablete, laptopuri și așa mai departe va avea un efect mai mare asupra adulților din viitor, contribuind la perceperea timpului care pare să accelereze din ce în ce mai mult. Se spune că timpul zboară atunci când ne distrăm și poate că este un oarecare adevăr și în asta. Paradoxul sărbătorilor, care a fost propus prima dată de scriitorul și psihologul britanic Claudia Hammond, este un fenomen special și interesant. După cum am menționat și mai devreme, mulți dintre noi cunosc senzația de a merge într-o vacanță sau o călătorie unde timpul pare să zboare atât de rapid încât percepem totul ca fiind doar o clipită. Însă ar putea fi ceva mai mult decât adulții care se află la capătul greșit al principiului proporționalității. Odată ce vacanța s-a terminat, memoriile noastre în legătură cu timpul petrecut pot fi percepute ca fiind incredibil de vii, aprinse, mult mai mult decât amintirile noastre din viața de zi cu zi. Acest lucru se petrece pentru că voiajele interesante implică de cele mai multe ori vizitarea unor locuri cu care nu suntem familiarizați și ne bucurăm de experiențele noi și interesante în fiecare clipă petrecută acolo. Astfel, când depanăm amintiri despre vacanțele noastre, am putea simți chiar ca și cum am fi petrecut mai mult timp acolo decât în realitate. Apoi avem acea senzație de neîncredere că am reușit să realizăm atât de multe lucruri în viață. Dacă crește masiv acel sentiment, am putea de asemenea să descriem timpul copilăriei, pentru că atunci când suntem tineri, tot ce facem este nou și înviorant. Totul este în special interesant, captivant, dar mai ales trist, înspăimântător, distractiv sau amuzant. Deși o mulțime din memoriile copilăriei nu sunt eterne, în acel moment lucrurile se simt ca fiind mult mai vii, prin urmare zilele, săptămânile și anii în care acele memorii au fost memorate se simt mai lungi atunci când ne amintim de ele. Ca și în cazul multor teorii despre trecerea timpului, există o diferență cheie între timpul pe care îl experimentăm aici și acum și timpul pe care îl vizualizăm atunci când ne uităm în trecut. Dar tendința noastră de a privi în mod retrospectiv anumite perioade de timp care au părut că durează mai mult este inima întrebării de astăzi. Este unul dintre motivele pentru care sfaturile de a ne îmbunătăți stilul de viață ne cere adesea ca adulți să ne provocăm pe noi înșine, să căutăm în locuri necunoscute sau să facem acel lucru care te sperie. Practic, să ieșim din zona noastră de confort. Amestecând toate aceste lucruri, putem crea amintiri mai vii și, prin urmare, încetinim perceperea accelerării timpului de-a lungul vieții. Dacă oricare dintre aceste explicații este corectă, atunci nu există un consens între profesioniști până acum, dar este posibil ca tot să constituie o parte din adevăr. Acum sper că ați aflat de ce timpul pare să treacă mai repede odată cu înaintarea în vârstă.
Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!